jealous of the rain. Opa. There are falls upon your skin. It's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. S-a întors Irina Rimes. Bravo! I'm jealous of the wind that ripples to your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind as I sing at the sand what you say through my hands. Oh, as I die here another day, hey, 'cause all I do is cry behind this smile. I wish you would be so for this world again. And I'm so young when you let me in. There is nothing to forgive, but I that you've come back and tell me all you found was. Mare frumusețe de băiat. Sator din Tudor, toate scaunele întoarse. It's hard for me to say I'm jealous of the way how happy we are. Me foarte bine, nu vine să cred. De ce? Nu te așteptai să întorci patru scaune? Sincer? Nu, nu. Nu știu, adică poate da. Cum te cheamă? Mă numesc Onilă Mihai Adrian. Am 17 ani și sunt din București. Tu ești frate cu frații Onilă? Nu, neamuri mai îndepărtate puțin. Ai avut o interpretare foarte frumoasă, foarte cinstită. A fost perfect, din punctul meu de vedere. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mie la un moment dat mi s-a făcut pielea de găină. Se întâmplă rar lucrul ăsta, pentru că de multe ori emoțiile fac concurenții să piardă feeling-ul. Dar la tine feeling-ul nu s-a pierdut deloc. De la început până la final ne-ai ținut în aceeași poveste. Ai terminat foarte frumos, felicitări, bravo. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Tu studiezi muzică? Da, da. Știi teorie, armonie, tot? Știu, cât de cât, da, sunt la Dinu Lipati. Aha, gata, am înțeles. Mie mi s-a părut că ai cântat deștept. Da. Ai niște grave senzaționale. Băi, frumos, 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 cum n-am auzit până acum. Și ești atât de frumos. Aolo! Nu, trebuie să-i zic, adică oricum vede toată lumea că se observă. Ești foarte frumos. Ești foarte frumos. Să știi că... Eu cred și pe asta, o știu. Tot drumul tău melodic, de la un cap la altul a piesei, a fost senzațional. Eu nu cred că mulți actuali cântăreți din România pot să treacă prin atâtea schimbări de game și tonalități precum a fost în piesa asta. Ai făcut un slalom atât de delicat, frumos, suav. Ești un pretendent serios la Vocea României. Mulțumesc. Pe vremea când eram eu în Lipati, se zicea că suntem cam ultima generație. Da, da. Știi, care mai face treabă de acolo.
E, uite, că tu ești dovada că încă se face treabă și că Lipati are reprezentanți de seamă și că muzica încă se învață acolo. Și îți mulțumesc în numele tuturor celor care au făcut liceu acolo și încă îl fac. Și Bubu a făcut liceu la Lipati. Da, știu. Păi cum să nu știu? Ne mai speli păcatele. Imagine. Foarte tare. Când asculți o piesă care te ridică din scaun, fără să te ridice efectiv din scaun, dar care îți dă o stare din asta, te ridică, te gândești ce păcat e că oamenii, pe măsură ce îmbătrânesc, nu mai ascultă muzică. Și ce ai făcut în seara asta m-a făcut să mă gândesc că aș vrea să transmit mesajul ăsta prin tine în seara asta. Băi, oameni buni, vin probleme și sunt facturi de plătit, dar nu uitați să ascultați muzică. Nu e nimic ce te poate elibera mai mult decât muzica. Iar ce este foarte mișto, poate că tu nu-ți dai seama la 17 ani, dar ești mai liber decât foarte mulți oameni. Pentru că vocea ta te eliberează. Sunt foarte mișcat de cum, realmente, de cum ai cântat în seara asta. M-am întors printre ultimii, te-am ascultat până la capăt. Ești minunat și mi-aș dori să-mi dai șansa să te ajut să transformi următoarele tale momente la Vocea României în mari povești. Ești fantastic, Gagiule. Mulțumesc din suflet. Mihai, da. Fii atent. Dintre toți cântăreții pe care am auzit în audiții până acum, tu e singurul care a vibrat pe N, pe consoană, nu pe vocal. Și asta fac cântăreții care studiază cântăreții de R&B de afară, cântăreții de soul. Tu nu numai că poți să spui povești cu vocea ta, dar tu poți să atingi suflete cu vocea ta. Ai făcut-o deja în seara asta. Mi-ar plăcea să te aud în fiecare zi, măcar o piesă pe zi, știi? Cred că ar trebui să te aud o țară întreagă, poate o lume întreagă. Vino la mine în echipă, Mihai! De fapt, aici e casa ta! Să nu care cumva să faci așa! Mihai, aici e casa ta! Să faci greșeli pe care nu le poți repara. Vreau să spun un lucru. Ca în cazul în care nu vii la noi în echipă, să rămână spus că nu se știe dacă ne mai întâlnim. Ai șanse extraordinar de mari să reușești dincolo de Vocea României. Păstrează momentul ăsta ca să-ți amintești întotdeauna, ori de câte ori ești aproape să fii furat, să te ia valul. Păstrează-l ca amintire, să-ți aduci aminte întotdeauna cine ești tu cu adevărat. Generațiile noi au nevoie de repere. Cântă întotdeauna, să nu uiți. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Aș vrea ca alături de Teo să fim prietenii tăi de azi înainte. Dacă ne alege pe noi, am fi tare, tare fericiți. Și l-am chemat și pe Smiley să stea cu noi ca să te audă cântând. Asta ca să nu se supere, bineînțeles. În fiecare zi. Da, da, diferența ar fi că... Aș auzi ce-l pui tu să cânte. Da. Nu, asta e o problemă. Nu știu, mare. Dar eu nu cred că ai nevoie de un prieten. Ai nevoie de un om care să te confirme, să te valideze și să, în același timp, să te și critique. Asta și e prietenul facă, adevărat, critică și validează. Și să fie cu adevărat, cred că ai nevoie de un partener în drumul ăsta. E un drum și ai nevoie de un partener. Pe munte nu pleci cu prietenii când te duci cu ursul, dar e important să pleci cu partenerii. Ba da, te duci cu prietenii. Când te duci, te duci pe Ciomolung, pe Everest, nu ți iei prietenii, îți iei șerpașii. La noi, la Lipati, cu prietenii șarpe, așa, dar nu-i șerpaș. Și trebuie și cineva care știe să te asculte. Absolut, da. Exact cum face... Să vorbească un pic mai puțin. Mihai, eu doar vreau să spun că m-am îndrăgostit atât de tare de vocea ta. Sper să fiu o opțiune pentru tine. Pentru că tu ai fi o opțiune pentru mine, o mare opțiune. Să fac ceea ce nu am făcut până acum la Vocea României. Ca antrenor să câștig trofeu. Te rog, dăm șansa asta. Să pot să lucrez cu tine și să construim împreună momentele alea de care o să fii mândră. Castele de nisip. Și o să te uiți pe YouTube la Vocea României și o să fii surprins tu de tine, pentru că, crede-mă, eu pot să te surprind. Aole! Mihai! Tu faci muzică, tu scrii muzică, scrii versuri? Nu, doar mă mai pun așa puțin la pian și... Dar ai vrea să faci asta? Da. Eu aș vrea să te învăț să faci asta. Eu cred că oricine poate scrie. Asta e părerea mea, nu este o părere populară, dar eu cred real că oricine poate să scrie. Și mi-ar plăcea să te învăț să faci chestia asta. Să știi că nu doar Irina poate să te învețe treaba asta. Evident. Și sigur acum... că toți sunt dispuși să o facă pentru tine și în afara concursului.
Da, real. Da. Așa da. Că... Așa da. E. N-ar trebui să-ți afecteze mâine decizii. Mâine ne apucăm de, tu alege de următoarea etapă până să scrii una alta. Știi ce zic? Decizia lui este... Oh, Doamne! Zibi, hai, frumosul! Voi merge mai departe cu... Horia și Teoroz. Yes! Se îmbrățișează Lipati! Bă, stai, mă! A, iertă-mă, iertă-mă! Iertă-mă îmbrățișat! Iertă-mă! Mă deranjează. Bine v-am găsit. Aoleu. Când ne-a ales, a zis, băi, e un miracol. Ne-ai frânt inima. Tare rău, îmi pare că ne-ai căcat-o în picioare, uite așa ai făcut. Uite așa ai făcut cu ea. Dar eu te iert. Bravo, ai cântat foarte frumos. Mulțumesc. Foarte frumos, bravo. Ce rău îmi pare că l-am pierdut pe băiatul ăsta. Atât de mult mi-am dorit să vină la mine. Pare rău că l-am pierdut. Sunt tristă. E ceva... Doamne, e un vis devenit realitate. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că a fost lângă mine și a trăit prin mine. Cum e, mă, talentul ăsta? Ce aveți? Ce mâncați, mă, voi, a? Ce mâncați? Sunt ceva de speriat ăștia mici. Au o siguranță în voce. 17 ani? Da. Nu știu cum deprind inteligența asta muzicală. Asta, înainte... Am ajuns să spun și eu că înainte. Pe vremea ta? Pentru asta trebuia să muncești mult înainte. Era nevoie de timp ca să deprinzi înțelepciunea asta. Era o chestie absolut logică pentru fiecare dintre noi. Acum ăștia să nască învățați. Așa simt. Oricum, copilul ăsta e atins de Dumnezeu. Nu se poate.